vin aici. Lora nu le place aceasta. Nu, am deosebită plăcere permanent să mă aflu în brigada aceasta, fiindcă am niște sentimente speciale pentru unitate, am mulți colegi și am multe memorii din experiența mea anterioară și consider că este o unitate care pe parcursul anilor s-a manifestat de multe calități pozitive, inclusiv la interacțiunea cu societatea civilă, cu localnicii. Știm că sunt partea comunității și știu că particip activități la toate activități. Inclusiv îi văd la ziua orașului, la alte manifestări, la teatru merg. Asta e. Vă rog, foarte pentru că astăzi ei sunt în vizorul nostru și ce viziune, ce așteptări aveți de la Brigada de O ocazie aniversarea 31 de la crearea unității, le-am dorit în primul rând sănătate la toți. A doua, am dorit să continui perfecționarea profesională și pregătirea militară. Asta este misiunea de bază a oricărui militar. Militarul trebuie să se antreneze, să se instruiască, să devină mai încrezut, mai pregătit, să poată acționa individual și în echipă în scopul îndeplinirii misiunilor în conformitate cu destinația subunităților. Zilele trecute am participat la București la o activitate consacrată securității regionale, bazinului Mării Negre, unde a fost pusă la discuții situația actuală în domeniul securității, cooperarea între statele ce fac parte a bazinului Mării Negre, privind asigurarea securității pe domeniul și asigurarea transportului materiale. Situația s-a discutat și cu situația din Ucraina și cum tot aceasta influențează țările din bazinul Mării Negre. Ce spuneți, cât de necesară este crearea unei baze militare de lungă vișină? Noi când vorbim despre baza militară, trebuie să înțelegem că multe unități, inclusiv cum este aceasta, au fost create, unitatea asta datează anii 1990. Infrastructura în unele din ele este destul de învechită. Necesită investiții colosale pentru reparații. Dar în multe cazuri, aceste unități au rămas să fie dislocate în cartiere rezidențiale. Și sunt alături lângă construcții noi și de multe ori nu se încadrează bine nici în arhitectură, dar nici din măsură de securitate. De aceea, practica internațională arată că unitățile militare de obicei se află în afara locurilor populate, lângă orașe, ceea ce permite militarilor să fie mai mobili. La necesitate să iasă, să intre în unitate. În a doilea rând, nu fac impediment la traficul care iese din oraș. Dacă spuneați, cunoaștem bău, da? O mașină militară oprește tot traficul. Noi dorim să fim partea societății, dar să nu încorcăm și să avem o cooperare așa mai bună. Domnule ministru, ne spuneți, vă rog, referitor la bugetele prevăzute pentru această bază militară, sunt careva clarități pentru viitor? Sigur că sunt. Orice proiect care demarează, el are un studiu de fizibilitate, are un calcul bugetar care este stabilit. Și ce ține de construcții capitale, să vorbim, chiar și construcția unui bloc, da? Sunt diferite lucrări, de primul rând, de-a doua și așa mai departe. Este un proiect de lungă durată, am menționat acesta. Acum suntem în proces de finalizare a proiectului, ulterior vor merge rețelele ingineriești și așa mai departe. Este un proiect de 3-5 ani undeva până se va materializa de plin și militarii din oraș vor fi redislocați în tabără nouă. Și totuși va fi din bugetul național sau mizăm pe granturi externe? Granturile externe care asigură acest așa fel de proiect în domeniul militar sunt foarte puține, de obicei nu se trafă. De aceea va fi un efort național, dar care se merită, fiindcă militarii merită să aibă condiții adecvate, condiții bune de trai,
orice de activitate. Și tot în contextul zilei de astăzi, vă rog să ne spuneți cum motivăm, cum îi facem pe tinerii noștri să vină, să-și îndeplinească responsabilitatea față de țară, da? Să facă parte din armată și să slujească, cum zicem noi. Profesia de militar este o profesie foarte frumoasă, o profesie nobilă, fiindcă tânărul sau tânăra care îmbracă uniformă militară înțelege că va trece prin multe încercări și greutăți. Înțelege că va face pentru, în primul rând, pentru cei scumpi și dragi, pentru familia lor și pentru țară. Fiindcă, într-adevăr, ei sunt cei care jură credință țării și sunt cei care sunt primii care răspund la diferite provocări și necesități în interesul cetățeanului. Sunt cei care, într-adevăr, jură cu propria viață să-și apere țara. Înseamnă că eu fac conștient. E clar că se dorește ca să fie mai bine motivați. Și una din condițiile ar fi acea condiție, niște condiții bune de activitate, condiții bune de antrenament, tehnică mai performantă, echipamente mai bune, ce asigură securitatea lor. Deci e și procesul acesta de modernizare și transformare a armatei este îndreptat în primul rând pentru a îmbunătăți starea lucrurilor pentru militar. Spuneți, vreau, planificați în viitor așa schimbări ca la Chișinău aici în Bălți? Crearea unui bază după oraș? Unitatea militară din Bălți, am spus că îmi place această unitate, care are toată infrastructura necesară a unei unități militare. Și are și spațiu suficient, numai că infrastructura aici, cum am menționat, datează anii 1990, iar și multe clădiri sunt din patrimoniu istoric al Republicii Moldova. Și noi când facem renovarea lor, trebuie să ne conformăm cu cerințele foarte stricte pentru a menține starea lor cum au fost ele anterior. O să investim în reparația edificiilor care sunt aici și vom menține această unitate. Este o unitate istorică și foarte importantă pentru noi. Am finalizat anul acesta un proiect și acum am demarat un alt proiect. Reconstrucția capitală a unei cazarme, menținând toate cerințele istorice, cum am menționat, în interesul orașului Bălți.